Salut! Astăzi vă prezentăm un nou exercițiu din seria de Horse Fit și în acest sens ne vom ajuta de această minge medicinală de 4 kg. Puteți folosi în funcție de cât de greu vreți să fie exercițiul sau cât de ușor, o minge mai ușoară sau mai grea, o minge făcută din acest material sau din piele naturală. Nu prea are importanță, important este ca cei doi cai să aibă pe cât posibil același mers, să fie de aceeași înălțime, pentru că altfel, în momentul în care veți începe exercițiul, veți avea tot din probleme în a ține un cal, calul mai rapid, să-l țină pentru a merge paralel cu celălalt cal. În ce constă exercițiul? Exercițiul constă în aruncarea între cei doi participanți a acestei minci medicinale, întâi la pas, apoi la trap și apoi chiar la canter. Se face cu caii în paralel, cu caii cap la cap, cu caii mergând în linie dreaptă, iar apoi, pe măsură ce veți deveni din ce în ce mai bun și vreți să oferiți complexitate exercițiului, puteți chiar să faceți volte, să faceți cercuri cu caii, să intersectați caii și așa mai departe. Deci, iarăși imaginația voastră vă poate ajuta în a crea un exercițiu cât mai complex și cât mai greu atletic, din punct de vedere atletic. Încă o dată despre harnașamentul calului, ce să vă spun mai mult decât că ar trebui să aveți aceste protecții pentru a proteja spatele calului. Acest antrenament îl faceți timp de jumătate de oră, nu de 5-6 minute și atunci zi după zi o să afectați spatele calului. Puteți folosi dârloși de încordare în funcție de cum merge calul, puteți folosi orice fel de angrenaj, orice fel de înfriere pe care o puteți folosi ca fiind o înfriere eficientă pentru a păstra caii în paralel, fără să trebuiască să puneți mâna pe ei să îi setați. Vă doresc succes!